fata săracă, do dă doică, cu mânuța ei să-mbracă, do dă. Nu m-am poale și șupac, măi, do dă doică, cum o fost mie, măi, drag, do dă. Sărâncuța mea frumoasă, do dă doică, știe tot rândul din casă, do dă. Sărâncuța mea frumoasă, do dă doică, știe tot rândul din casă, do dă. Cu frică de Dumnezeu, do dă doică, cum am fost crescut și eu, măi, do dă. Fata de la țară, do dă doică, că-i mândră din calea afară, do dă. Drag-mi fata de la țară, do dă doică, că-i mândră din calea afară, do dă. Dimineața-i roșie-n buș, do dă doică, numai bună să o țuși, do dă. Dracului, măi, doda mea, fata bogătanului, măi, doda doică, îi urâta dracului, măi, doda mea. Când o văd în ușa șurii, doda doică, parcă-ar fi muma pădurii, doda mea. Am avut și doi purșei, doda doică, și-o murită groaza ei. Din cauza ei. Muzică populară din Banat, Pedrică Moise, a murit sâmbătă seară după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Acesta nu se vaccinase împotriva COVID-19 și se afla internat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara de câteva zile. Pedrică Moise a fost unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți și compozitori bănățeni de muzică populară, iar muzica lui a depășit atât granițele Banatului cât și pe cele ale țării. S-a născut la 19 iunie 1947 în satul Chisoda, județul Timiș, lângă Timișoara, într-o familie de țărani bănățeni. Pedrică Moise este interpretul imnului neoficial al Banatului, cântecul Iorgovan, frumoasă floare.
Prietenii și colegii de breaslă au postat mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare după trecerea în neființă a cântărețului. Ansamblul profesionist Banatul își ia cu nesfârșită tristețe rămas bun pentru eternitate de la Petrică Moise, artist și prieten a cărui amintire va rămâne veșnic neștearsă, luminoasă și caldă în inimile colegilor de breaslă și ale tuturor celor care i-au iubit muzica. Întreg Banatul folcloric și cultura română însăși sunt profund îndoliată de moartea unuia dintre cei mai mari artiști ai săi, înălțat către ceruri la vârsta de 74 de ani, a transmis ansamblul profesionist Banatul pe pagina de Facebook. Petrică Moise a descoperit muzica la Școala Generală din Chișoda și a fost îndrumat spre Liceul de Muzică și Arte Plastice din Timișoara, unde a absolvit clasa de instrumente de percuție. A mers apoi la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și a fost component al ansamblului Mărțișorul al Casei Studenților din Cluj, dar a renunțat la conservator. În 1971 a mers la Facultatea de Muzică a Institutului Pedagogic din cadrul Universității din Timișoara. Din 1971 a mers la ansamblul Doina Timișului și la ansamblul Timișul. Slujitorul tău, iartă robului tău Petru orice a greșit ca un om în această viață și iartă-lui toate câte a păcătuit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura puse în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la Pierdeu sau de la altcineva suferitorul unui care ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurante ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zite de tine. Că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților săi ucenici și apostoli dumnezeiește-ne porunci ca să lege și să deslege păcatele celor căzuți. Și de la ei asemenea și noi am primit putere să facem aceasta cu voie sau fără de voie. Acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că ne credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți cu Iisus ne va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Pentru că însul Domnul te porucă la glasul arhangelului. Adevărat, adevărat, zic vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede celui ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și care vor învia și vor auzi, vor învia întâi. Deci, precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși, și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea judecății. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum aud judec, și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu. Care m-a trimis. Slavire ție, Doamne, slavire ție. Blestemul său, de amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată, i-a căzut în grea furisenie de la arhiereu și din nepăsare sau din lenevie n-a dobândit iertare. Iartă-l, Doamne, pe robul Tău acesta, prin noi păcătoși și nevrednici Tăi slujitori. Dumnezeu să-l ierte. Trupul lui dezleagă-l în cele dintr-o care a fost alcătuit, iar sufletul lui rânduiește-l în corpurile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, Ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând oricât te veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și prin ei și nouă, deși suntem nevrednici și din iubire de oameni, Ți-ai dăruit această putere. Te zleagă pe adormitul robul Tău, Petrică, de tot păcatul sufletesc și trupesc. Să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacurate și pururile Fecioarei Maicii Tale, să le tuturor sfinților Tăi. Să fim moștenitori acelui aș prea sfânt dar și car,
Dar și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Hristos, prea bunule Părate, îi vine spre Iisus și nevrednicul poporul tău. Iartă locului tău pe orice a greșit ca un om în această viață. Și iartă-mi toate cine a păcătuit cu cuvântul, cu lucrul ca cuvântul. Dezlegându-ți de legătura cum se pot asupra lui, cu care El Hristos din mânie sau din altă pricină s-a legat pe cine. Sau de la tine sau de la altcineva asupra lui care pe aceasta pe invidia, pe frână de altă. Ei ne mărește prea bunule și multă durată ca sufletul lui să se aseze cu sfinții care din viața o bineplăcuție, iar trupul să se dea plinitul în termine. Să binecuvântați și preamărit ești în vecii vecilor! Punem unde cuvântul său cântat, glasul său, miros și spirit.
vedeai cu bune suflet, arătând că are în el demnitatea aceea de român, de bănățean autentică, din care ne ieșea dragostea față de casă, față de familie, față de țară, față de cria în care s-a născut și a trecut. De multe ori cauzai cântând despre lumea în care trăim. Lumea a fost cum s-a dus, sau l-auzeai mereu. Ziua asta e frumoasă care soare și așa mai departe. Multe și multe cântări care intrau în sufletele oamenilor. Cânta cerul, cânta luna, cânta soarele, cânta pământul, cânta izvoarele, cânta vânturile și tot ceea ce ne înconjurau, își regăseau un spațiu în cuvântul său și glasul său special pentru noi, pentru toți. De aceea, astăzi, cu siguranță, mulți dintre cei care sunteți aici și ați învățat această bucurie a versului popular bănățean, sunt convins că o duceți mai departe, pentru că Petrică Moise a semănat în sufletele dumneavoastră sămânță bună, care va da rod pe mai departe la generații întregi de artiști. Cred că dincolo de toate, cuvântul său va rămâne pentru mulți dintre noi cei de aici, ascultat multă vreme și de azi încolo, și în momente de bucurie sau de tristețe vom ști să căutăm în patrimoniul acesta cultural, imaterial, câte o piesă, să o ascultăm cu drag, să ne aducem aminte de cine a fost Petrică Moise, de cine au fost bănățenii lui făloși pentru care a cântat de atâtea ori la negeile de aici, din zona, și multe alte momente deosebit de importante. Fie ca Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace. Musai să fi dus la ei îngerii toți pe gostie, parcă-l văd pe tata Moș, cu toți sfinții ci vădini, și pe buna ne scoace îngerilor supă în plin. Fă-mă, Doamne, și pe mine înger mic să pot să zbor, ca să ajung măcar un ceas și eu gost la ruga lor. De acum înainte, sufletul iubitului nostru și fratelui nostru Petrică se duce la ruga sfinților, între ceata celor buni, acolo unde sunt convinți că duminica la Sfânta Liturghie va cânta împreună cu ceata lui Dumnezeu la liturghia cerească. Și pentru că mai sunt mulți vorbitori, aș vrea să fac o comparație prin analogie și să spun așa: mari oameni ai noștri au plecat de jos, au plecat de la câmpie și s-au urcat pe munte. M-aș gândi și aș compara cu marele nostru sculptor Plăcuș, care a făcut din piatră tare trei obiecte care cred mulți că reprezintă obiecte de artă sau de cultură, așa cum este cultura și prin cânte, cultura prin traiul bănățean. El a făcut, spre exemplu, acea poartă a sărutului în care el ne arăta că Dumnezeu ne îmbrățișează pe noi toți pământenii și ne sărută cu o sărutare sfântă, așa cum făcea fratele Petrică prin cuvânt. A mai făcut Plâncuș și masa tăcerii și ne spune Blaga că tăcerea este umbra cuvintelor, masa tăcerii, ca să nu vorbim prea mult. De aceea avem și rugăciunea: pune, Doamne, strază gurii mele și la masa tăcerii, în loc de Hristos, Euharistia, Domn, pacea cu Dumnezeu, spovedania și pocăința și iertarea față de toți oamenii. Și a mai făcut și coloana infinitului, ca vorba din cânte să urce pe coloană și să urce de la șez, de la Chișoda, la munte, acolo la muntele fericirilor, de unde de acum înainte nu ne va mai ferici cu trupul său, cu fizicul său, cu vorba sa de Duh, ci ne va trimite bucuria și veselia îngerească din altarul său cel ceresc. Spunea un scriitor,
Titovus Dostoievski. Interpretul de muzică populară din Banat, Pedrică Moise, a murit sâmbătă seară după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Acesta nu se vaccinase împotriva COVID-19 și se afla internat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara de câteva zile. Pedrică Moise a fost unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți și compozitori bănățeni de muzică populară, iar muzica lui a depășit atât granițele Banatului cât și pe cele ale țării. S-a născut la 19 iunie 1947 în satul Chisoda, județul Timiș, lângă Timișoara, într-o familie de țărani bănățeni. Pedrică Moise este interpretul imnului neoficial al Banatului, cântecul Iorgovan, frumoasă floare. Prietenii și colegii de breaslă au postat mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare după trecerea în neființă a cântărețului. Ansamblul profesionist Banatul își ia cu nesfârșită tristețe rămas bun pentru eternitate de la Pedrică Moise, artist și prieten a cărui amintire va rămâne veșnic neștearsă, luminoasă și caldă în inimile colegilor de breaslă și ale tuturor celor care i-au iubit muzica. Întreg Banatul folcloric și cultura română însăși sunt profund îndoliată de moartea unuia dintre cei mai mari artiști ai săi, înălțat către ceruri la vârsta de 74 de ani, a transmis ansamblul profesionist Banatul pe pagina de Facebook. Pedrică Moise a descoperit muzica la Școala Generală din Chișoda și a fost îndrumat spre Liceul de Muzică și Arte Plastice din Timișoara, unde a absolvit clasa de instrumente de percuție. A mers apoi la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și a fost component al ansamblului Mărțișorul al Casei Studenților din Cluj, dar a renunțat la conservator. În 1971 a mers la Facultatea de Muzică a Institutului Pedagogic din cadrul Universității din Timișoara. Din 1971 a mers la ansamblul Doina Timișului și la ansamblul Timișul. Mai făcut frumoasă floare, Banatule colț de soare, eu cu cine mă fălosesc, că-i viața mă trăiesc, Banatule colț de rai, eu cu cine mă fălosesc, că-i viața mă trăiesc, Banatule.